Mare stadion din Craiova, copii aleargă printre haitele de câini fără stăpâni. O fetiță de 10 ani a fost fâșiată de maidanezi în timp ce se antrena pe pista de atletism. Hingherii îi sterilizează, dar îi eliberează, iar câinii agresivi se întorc de unde au plecat pe stadion între copii. A fost fâșiată, a fost mușcată de pulpă, a fost mușcată de spate din două locuri. Copila a fost la un pas de moarte pentru că a îndrăznit să alerge în tărâmul câinilor. Stadionul Ion Oblemenco, fosta emblemă a Universității Craiova. Fetița se afla în acest loc și haita de câini, bineînțeles, a coborât. Vă dați seama, 12 câini la un copil de 10 ani a fost doborâtă cu fața în jos. Geaca, din câte știu, i-a fost fâșiată. Câinii ar fi putut să o omoare dacă nu interveneau antrenorii. Salvarea fetiței a venit de la doi colegi de-ai mei. Au alergat, au îndepărtat câinii. Unul dintre ei cu o lopată. Imediat după, fetița de 10 ani a fost dusă la spital. În urma ei au fost chemați hingherii. În tribune, pe gazonul acoperit de zăpadă și chiar pe pistă. Câinii mișună peste tot nestingheriți. De hrana lor s-ar ocupa chiar paznicii stadionului. Iar cine se încumetă să mai calce pe aici, o face pe propriul risc. Când alergi, alergi cu frica în sân. Da, tot timpul. Și nu ar fi primul incident. Antrenorii chiar au făcut de foarte multe ori demersuri și au sesizat aceste aspecte și au fost luați câinii. După sterilizarea lor, câinii sunt toți preluați de asociații de protecție animalelor. Și lăsați din nou și vigen. Da, exact. Și câinii se întorc din nou pe stadion. Un stadion în paragină folosit în ultimii ani numai pentru pista de atletism. O soluție rapidă s-a găsit deja. Indicația noastră este pentru, până nu se rezolvă această problemă, să nu se mai facă antrenamente. Copila atacată de câini a fost vaccinată antirabic și trimisă acasă. Se simte bine și se poate întoarce la școală.